Premierul Victor Ponta a semnat propunerile Ministerului Afacerilor Externe pentru numirea unor noi ambasadori. Cele mai importante schimbări vizează trei nume cunoscute. Fostul șef al SRI, George Maior, este propus pentru postul de ambasador al României la Washington. Mihnea Motog, reprezentantul permanent al României la Uniunea Europeană, este nominalizat ca ambasador la Londra, iar actualul ambasador de la Londra, mușcelanul Ion Jinga, este propus să reprezinte România la ONU. Odată ce șeful statului își dă acordul, propunerile respective sunt trimise la comisiile de politică externă ale Parlamentului, care audiază candidații și dau aviz consultativ. Apoi președintele semnează decretul de trimitere la post, pe baza căruia ambasadorul prezintă scrisorile de acreditare.